Astăzi este duminică și astăzi nu aveam de gând să fac vlog deloc. Inițial am fost cu Edi la noi în parc, în Tuttlingen și vremea este norată acolo, este puțin rece, nu sunt copii, deci nu erau copii deloc, așa că a vrut să plecăm, a vrut să venim aici la Bodense și am venit în Radolfzell. Am mai fost noi odată când am făcut niște cumpărături dintr-un mall, dacă mai țineți minte. Și după ce am parcat mașina, mașina este acolo, în parcare acolo, dacă vedeți. Așa. După ce am parcat mașina, am văzut pe o clădire în exterior un perete din acesta mare, mare, mare de cățărat și niște oameni care se cățărau și coborau în rapel. Prima dată am crezut că sunt muncitori, după aceea am văzut că de fapt nu sunt muncitori și am zis să intrăm, să vedem cât costă și dacă putem să rămânem, mai ales pentru Eli. Și este o clădire mare cu 3 etaje. Am decis să rămânem pentru că Eli vrea să se cațere, acum se cațără aici cu Cipri. Doar Eli este echipat în pantalon de sport și în bluză de sport, pentru că nu avem de gând să facem așa ceva. Noi inițial am venit să ne plimbăm, să mâncăm înghețată, pentru că nu știam de clădirea asta și Cipri se cațără și el, deși este în blugi, pentru că nu am venit pregătiți, dar o să vi arăt imediat pe băieți. Și am zis că dacă toți suntem aici să și filmez, să vă arăt și voi și să avem amintirea, să-i arăt și lui Eddie. Prima lui zi în care s-a cățărat pe pereți, așa că pai ce sus ești! Super! Wow, tu bist so stark! Și vi arăt acum. Deci aceasta este o cameră pentru copii în care să se cațere fără funii. Pe partea aceasta de se cațără doar cu ajutorul mâinilor și își dau drumul pe salteaua aceasta care este foarte groasă. Iar aici se pot cățăra cu funii, dar pentru genul acesta de cățărări trebuie făcut curs. Iar cursul se poate face începând cu vârsta de 6 ani, am întrebat pentru Eddie. Așa că dacă o să-i placă și o să vrea să continue cu cățărările, vreau să-l înscriu și la un curs de la 6 ani. Și acolo e. Ia să văd. Hai să vedem. Ia să văd. Poți nu se vede că e prea întuneric. Și, da... Bine, asta totuși e o cameră mică, dar poate o să vă arăt și un perete din acela, cât 3 etaje, cât de mare este. Cel grau. Atine. Super! Acum coboră jos. Așa. Te ciupă aici. Așa. Foarte bine. Aici. Foarte bine. Bine. Ce fain! Abia aștept și eu să pot să mă cață. Așa. Foarte bine. Și aici? Mai jos. Acum mână. Așa. Și cealaltă aici. Așa. Nu, eu pot. Tu poți. Tu poți. Bravo, sunt mândră de tine, să știi!
dinozaurul, ia! Urcăm la etajul 2 acum, la altă sală de cățărat, de boulder. Asta înseamnă cățărare fără corzi, doar cu mâinile. Și aceasta este camera de la etajul 2. Tot felul de trasee din acestea. Aici este altă cameră de cățărări cu alți pereți. Trebuie să muți mâna. Că mare, tati, uite, tati și mami. Ia să văd. Mai un pic dificil. Da, e mai dificil acolo. Da. Acolo deja cred că trebuie să ai curs făcut ca să urci acolo. Și aia, da. Traseul, da. Fiecare culoare înseamnă un traseu. Dar a zis că pentru început poți să te folosești și de culorile celelalte. Hai, iubi, hai că poți! Sari! Uite-l și pe Edi, uite-l și pe Edi. Opa-la! Super, uite ce puternic ești! Vezi dacă ai mâncat la micul dejun? Super! Îmi place că are o ambiție în el, așa, și nu se lasă de mic. Fundul e greu. Trebuie să zici, eu pot. Acum, eu sunt puternic, așa, eu acum, pot. Bine, acum atinde-te cu mâna dreaptă și atunci așa, piatra aia de sus. Nu pot. E prea sus. E prea sus. Uite, îi pune de aici. Pune noi în versiunea, să pune piciorul sus înapoi. Să pune sus. Piciorul sus înapoi. Așa, lasă-i foarte. Așa. Tu faci, tu faci. Mâna, trebuie să o muți mâna. Așa. Lasă piciorul jos. De drum la mână acum. Te ține mâna asta. Nu, cealaltă. Nu e. Lasă-l jos, așa. Așa. Super! Vrei la altă tasă? Să încercăm. Oh, da, dacă cazi, faci buba mare.
Trebuie să aibă grijă, da? Tati, da. Da, și te urca singur până acolo. Sunt mândră de tine. Tati, uite, asta sală. Așa e? Și în picioare, dar în mâini mai mult. Acolo nu mai poți să te filmezi. A, sau intru așa pe asta? De fapt, dacă mers cam voi. Asta unde e Cipriotul? Cipriotul meu! Da, unde ești? Poți să te mic să vadă pe tine. Da, dar nu știu cum. E acolo mițului, a, asta? Stai că ești tehnologia mai greu. Hello! Stai să vedem unde e, din unde s-a sus. E sus. Acolo era ultima dată. Da, și băieții au dispărut amândoi. Sunt în interior, în interiorul pereților. Și acesta e peretele clădirii, dar din exterior. Și până la urmă, cred că are 5 etaje clădirea, nu 3, cum am crezut eu inițial. Suntem la o gelaterie, acum am venit să mâncăm înghețată, pentru că Eddie merită o înghețată după tot efortul depus astăzi. Iar aici are și o bucătărie unde se poate juca. Și are și o mașină de pompieri cu care se poate juca. Un atelier de lucru și așteptăm să ne aducă comanda. Vreți cafea? Da, sure. There you go. How you do? Mm-hmm. Uite, chex. Ți-l desfac? Da, chiar că e grosă. Miel, fior cafea. Eu m-am gândit să o mică scupătă mică. La putere. Bine, uite, vrei să mănânci? Dar ține drept, că așa o să-ți cadă. Dar îmi place când ai apetitat acolo. Uite. Stai că să-ți fac ăsta și îmi putere. E bun?
Ia și versul ăsta, te rog frumos. So, bitte, super banane split. Bitte sehr und auf das Super. Okay, danke. Asta e înghețata lui Cipri și a luat mega banane, banana split sau ceva de genul. Edi a vrut o cupă de înghețată. Leca. Ce bine arată. Tu știi că ți-ai primit banana spre ce mână? Da, nici eu nu mi-am luat niciodată banana spre. N-am tot văzut, dar... Și eu mi-am luat apple strudel, strudel cu mere și cu înghețată de vanilie, dar fără frișcă, pentru că nu-mi place frișca la înghețată sau la strudel de mere. Și asta m-am luat eu. Ce mare, ce bine arată. Poftă bună! Poftă bună! E bun? E bun? Nu, poftă bună! Poftă bună, am spus. El este frig de la ice, de la înghețată. S-a venit la mami în braț, așa? Da, oi. Și nu, tati, e frig. Da, e frig. Vă țin pe amândoi? Ce am să fac? Vă țin. Vreau să zic ceva. Să știi, să sunt cea mai mândră mămică din lume. Sunt foarte mândră de tine. Pentru că astăzi te-ai cățărat pe peretele alea de atâtea ori. Și a fost prima dată și la 4 ani se face așa ceva, e ceva wow, e super, e ceva deosebit. Nu toți copiii fac asta. Uite, eu niciodată nu m-am urcat pe un perete din ăla, nu am escaladat un perete din acela și am 30 de ani. Așa că să știi că sunt foarte mândră de tine. Bravo ție, ești curajos și ești puternic. Mă, te iubesc. Pardon? Pardon? Bă, iubirea mea, da, bun, ce-a fost? Da, da. Da. Cipriotul e prezent. Așa. Așa, Cipriotul, da, Cipriotul nu. Și vrem să facem încheierea la vlog, pentru că Eddie este deja destul de obosit, l-a obosit atât de tare activitatea de astăzi că s-a cățărat. Și mă bucur că i-a plăcut, că a fost interesat de ea. O să mai venim și poate dacă îi place și mai mult, o să-l înscriu la un curs din ăsta de la vârsta de 6 ani. Oricum, până la 5 ani, copiii au gratis intrarea, nu plătesc, doar adulții. Asta e bine de știu pentru cei care vreți să veniți la genul acesta de activități. Așa. Și vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa! Pa, pa! Și Eddie. Eddie, vrei să spui cius? Tschüss!